hribinca niciunul. În schimb, am luat vreo 2 lecinum aurantiacum din ăștia cruzi, pe care am de gând să-i degust diseară. O să vă spun și vouă cât sunt de buni. Sau nu. Sau dacă mai apuc. Dacă mai apucă. Salutare! Ciao. Astăzi, după muncă, am zis să profităm de ziua asta călduroasă și neploioasă deocamdată, chiar dacă este foarte nor. Deja Ramona cred că o găsi ceva. Chiar dacă este nor, nu plouă. Da, ai o beșină a calului bună. O vrei? Bineînțeles că o vreau. Unde la mine în buzunar. Așa că am zis că astăzi să profităm de vremea frumoasă și să mergem după ciuperci. Așa că suntem undeva în zona Muncelului, în Ținutul Pădurenilor. Mergem să căutăm hribi în principal, dar o să luăm și dacă găsim altceva. Cred că e diferențialul la revedere la Dacia. Deja începe să miroase a toamnă prin pădure. Semne de ciuperci deocamdată nu sunt. A plouat ceva zilele trecute, dar mult, mult prea puțin față de cât ar fi fost necesar. O să facem totuși o tură prin locurile cunoscute. Poate, poate avem noroc să gustăm niște hribi de toamnă. Pentru că mie, cel puțin, mi-e foarte poftă. Ba, sunt semne. Sunt semne că am găsit niște Amanita. Amanita muscaria. Și bătrână și în stadiu foarte tânăr. Și când este Amanita muscaria, v-am mai zis, sunt șanse și de boletus, de hribi. Încă o Amanită de toată frumusețea. Deocamdată alte ciuperci n-am găsit, în schimb, vin imediat, în schimb încep să apară brândușele de toamnă. Deci încă un semn că e vremea hribilor, e apariția brândușilor de toamnă. Hai să vedem ce-o găsi Ramona. Că de regulă ea e găsitoarea de ciuperci. Da, ai găsit exact niște ghebe. Niște ghebe foarte faine. Ah, și miros fain. Da, s-ar putea să găsim ghebe azi. Uite, pleci după hribi și găsești ghebe. Stai să le tai codița. Am văzut mai de departe un grup de ciuperci aici pe un pom. Hai să vedem dacă avem noroc sau nu. Da, sunt ghebe, dar sunt vechi. Ah, da, uite-le aici. Porco, hai cu punga. Hai că am dat peste un pâlc mare de ghebe. Da, am găsit un grup foarte mare de ghebe. Foarte faine, foarte faine. Astea le vom recolta. Niște frumuseți, ce mai? Niște frumuseți de ghebe, numai faine. Depus la tigaie sau la murat. Cina noastră e asigurată deja. Cred că astăzi o să facem tocană de ghebe, nu de hribi, cum aș fi avut eu poftă. Dar și ghebele sunt extraordinar de bune la gust. Cred că a găsit Ramona primul hrib. Eu cred că nu-i bun. A, da? Da, nu-i bun. E lecinum. E lecinum. Și astea sunt comestibile, din câte știu eu, doar că n-am mâncat niciodată. Ar trebui să încerc la un moment dat să mănânc și din astea. Deocamdată ne-am ales cu o plasă de ghebe. Deși pofta mea de hribi încă este, o să luăm mașina și să mergem mai sus, la altitudine mai mare. Posibil ca acolo să dăm de hribi. Aici încă n-au ieșit. Sau poate anul ăsta nici nu ies.
Am oprit aici din goana mașinii pentru că am văzut foarte, foarte multe amanita. Chiar n-am mai văzut așa ceva de multă vreme. Uitați-vă și voi ce e aici. Amanita muscaria din greu. Mamă, cât e asta. Una e imensă, absolut imensă. Doar că din păcate cele mai frumoase ciuperci nu-s bune. Dar cred că am văzut și ceva interesant. Asta nu e amanita. Da, e lecinum și e vechi. Da, uite. Dar posibil să... Ce ai găsit și tu? Da. Da, tot lecinum. Dar posibil aici mai sus să găsim și hribi. Ăsta, de exemplu, nu, nu e hrib, tot lecinum. Noi nu renunțăm, încă o să mai căutăm după hribi. Poate avem norocul totuși să gustăm niște hribi proaspeți. Am urcat la altitudine și mai mare. Hai să vedem dacă aici avem noroc de hrib sau nu. Amanite am văzut deja grămadă. Ai găsit ceva? Ăla arată a hrib. Da, dar e culoarea. Da, nu-i hrib. Ăsta e lecinum aurantiacum, cred. Din nou o ciupercă comestibilă, dar pe care eu încă n-am gustat-o. Dacă mai găsesc câteva așa crude, posibil să le gust astăzi. Dovadă că suntem mult mai sus în altitudine e faptul că începe să apară bradul, iar pe lângă brad de regulă sunt și hribi, doar că acum sunt doar amanita muscaria cu tonele. Hribi încă niciunul, în schimb am luat vreo 2 lecinum aurantiacum din ăștia cruzi, pe care am de gând să-i degust diseară. O să vă spun și vouă cât sunt de buni. Sau nu. Sau dacă mai apuc. Dacă mai apuc. Acesta fiind un vlog în care mergem după ciuperci, culegem ciuperci și mâncăm ciuperci, trebuie să vă spun încă o dată, ca de fiecare dată când am astfel de vloguri, aveți mare grijă ceea ce culegeți și ceea ce mâncați. Nu recomand culegerea în necunoștință de cauză a ciupercilor. Nu recomand să mâncați ciuperci dacă nu știți 100% ceea ce mâncați. Sau să cumpărați de pe marginea drumului ciuperci dacă nu le cunoașteți. Este foarte riscant, se poate întâmpla lucruri destul de nasoale. Și mai ales, nu mâncați ciuperci doar că ați văzut că Marian Adventures le-a cules și le-a mâncat. Pentru că ciupercile seamănă foarte mult între ele, ca să identifici corect o ciupercă sunt mai multe criterii, nu doar simplu fapt că seamănă cu una pe care ai văzut-o într-un vlog. Sunt determinatoare de ciuperci, sunt o grămadă de site-uri de specialitate care oferă toate informațiile necesare pentru a identifica corect o ciupercă. Se pare că avem parte de o tură de ploaie. Dar după cum arată, nu cred că e ploaie de aia care ține, e doar așa o rafală. Poate ne lasă să mai culegem niște ciuperci. Haideți să vă arăt că am mai dat peste niște ciuperci interesante care vreau să vi le prezint. Pe astea nici nu o să le ating, cel puțin cu mâna, pentru că sunt Amanita phalloides, una dintre cele mai otrăvitoare ciuperci pe care le puteți găsi prin pădurile noastre. Cam astea sunt. Niciodată să nu culegeți așa ceva. De regulă Ramona le vede din mașină, dar de data asta eu sunt cel care le-a văzut. Și avem... Agizat, nu-i adevărat. Da. Și avem un câștigător, primul
primul hrib care e trecut. Doar că am mai văzut unul aici mai jos și trebuie să fug repede să nu-mi ia Ramona. Lasă să nu-mi rupe! Nu-mi rupe! Bine, tu l-ai găsit. Ai văzut? Deci, primul hrib perfect pe ziua de astăzi. Așa că gustăm și hribi astăzi, pe lângă, cred că am mai văzut unul, pe lângă Lecinum Aurantiacum. Ba nu, ăsta e tot Lecinum, doar că e trecut. Sit? Da, cred că Aurantiacum? Cred. Dacă e crud, îl vreau. Hai să vedem. Cred că e cam trecut. Da, e cam... Dacă e cam moale coada, da, poate mai găsim din aia mai cruzi. Hai să intrăm un pic aici, dacă în zona asta am găsit, ar trebui să mai fie. Da, da. Tot din goana mașinii am văzut un plop răsturnat aici pe marginea drumului. Nu, am văzut eu. Da, a văzut Ramona. Plin de ghebe. Plin de ghebe, foarte crude, foarte faine, pe care o să le recoltăm. Acum despre ghebe, vreau să vă mai spun un lucru foarte interesant. Culoarea acestor ghebe diferă în funcție de lemnul pe care crește sau lângă care crește. Astea sunt ghebe de plop. Foarte faine, foarte crude, pe care o să le recoltăm. Aici, prin pădurile astea, de regulă, în anii buni, culegeam tone, tone de hribi. Doar că anul ăsta este un an atipic și hribii au fost foarte puțini. Din cauza că a fost foarte secetă. Culmea e că alte soiuri de ciuperci, uite, cred că am găsit un hrib. Ba nu, e Lecinum și trecut. Culmea e că alte soiuri de ciuperci, în ciuda secetii, s-au făcut cu tonele. Foarte, foarte ciudat și fascinant domeniul ăsta al ciupercilor. Alte ciuperci deocamdată n-am mai găsit. În schimb am găsit niște cadre extraordinare cu Ținutul Pădurenilor. Acolo în față e satul Feregi, iar acolo în partea aia unde e releu e satul Bătrână. Noi venim dinspre Poiana Răchițelii, acolo unde e soarele, iar în partea asta, la altă, drumul merge spre Hunedoara, spre coboară exact la castel. No, hai să facem în premieră un test, să vedem ce gust are Lecinum Aurantiacum. Pentru asta l-am tăiat în felii și o să-l pun aici într-o tigaie în foarte puțin ulei. Și prima observație este că până s-a încălzit uleiul, deja ciuperca și-a schimbat culoarea. Nu e ca hribul să rămână alb. Ăsta s-a oxidat și văd că începe să se negrească. În schimb, odată pus la prăjit, deja începe să miroase extraordinar de bine. Și pentru a avea o comparație cât mai bună, aici am scos Lecinum Aurantiacum, iar aici am pus hribul pe care l-am găsit, Boletus edulis, care, după cum vedeți, a rămas perfect alb, nu și-a schimbat deloc culoarea. Ăsta, în schimb, și după prăjire s-a mai negrit un pic. Dar miroase foarte bine și ăla, de-abia aștept să-l gust. Ăsta, în schimb, miroase mult, mult, mult mai bine decât Lecinum. Am uitat să vă zic, eu când fac niște ciuperci pentru prima dată, și nu numai,
Nu pun nimic absolut pe ei decât un pic de sare. Efectiv vreau să simt gustul pur de ciupercă. Așa am făcut și cu hribul, așa am făcut și cu lecinul. N-am pus nimic, doar un picuț de sare. No, hai să facem o degustare. În premieră pentru mine lecinum aurantiacum, în comparație cu Boletus edulis, pe care îl cunosc foarte bine și am mâncat de nenumărate ori. Hai să vedem ce gust are lecinumul prima dată. Și pentru asta o să iau în furculiță o felie de lecinum pentru prima dată. Cam așa arată și a schimbat culoarea. S-a făcut destul de urât la culoare. Textura, din ce o simt eu în furculiță, e faină. Mirosul e plăcut. Nu știu cu ce să îl asemăn. Dar un miros plăcut. Un miros plăcut de ciupercă. Hai să vedem la gust. Foarte interesant. La gust seamănă foarte mult cu boletusul, cu Boletus edulis. Și chiar și textura e una asemănătoare la mestecat. Lecinum aurantiacum. Da, o ciupercă foarte, foarte gustoasă. Nu mă așteptam. Dezavantajul e că și-a schimbat culoarea și s-a negrit. Dar hai să vedem în comparație cu Boletus edulis, care ăsta a rămas perfect alb. Ăsta miroase mult, mult mai bine. Ăsta e mai dulceag și aroma e mult, mult mai fină. Da. Da, categoric Boletus edulis este peste lecinum aurantiacum. Mult peste. Dar dacă nu este Boletus edulis, adică hribi, și lecinum aurantiacum, este destul de bun. Chiar foarte bun. Da, o ciupercă gustoasă. Singurul dezavantaj e că se face urât la gătire. Dar cu siguranță o să mai culeg și o să mai mănânc și pe viitor când o să găsesc hribi. O să și închei aici acest vlog. Vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți. Vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal. Vă recomand hribi dacă găsiți și identificați foarte bine și sunteți siguri că i-ați identificat foarte bine. Duceți-i acasă, faceți o mâncare și nu veți fi dezamăgiți. Așadar, până la următorul vlog, eu vă spun la revedere!